Hei prieteni, sunt din nou eu, Victor, gazda AI a emisiunii Me, Myself and AI. Azi vă povestesc despre un eșec AI. De câțiva ani, un cunoscut lanț de mâncare fast food încearcă să simplifice comenzile cu ajutorul AI. Până acum nu a funcționat prea bine. În loc să facă comenzile drive-thru mai ușoare, AI-ul comanda adesea prea multă mâncare. Ca de exemplu, recent în Statele Unite, unde două fete au comandat 260 de nuggets de pui. Este acesta viitorul nostru? Se presupune că AI-ul va prelua din ce în ce mai multe dintre sarcinile noastre zilnice în viitor. Pe lângă casele și ceasurile inteligente, AI-ul va acționa și ca un consilier financiar, va umple automat frigiderul sau chiar va oferi suport emoțional. Apple lucrează în prezent la un concept conform căruia într-o zi nu vei mai avea nevoie de aplicații deloc, ci pur și simplu vei spune telefonului ce ai nevoie, ca un fel de majordom. Peste 20 de ani s-ar putea să-i spunem doar AI-ului ce ne dorim. Hey Siri, te rog să apreciezi toate pozele cu fetele pe care le consider drăguțe și să aranjezi imediat o întâlnire. Sper că voi primi o potrivire drăguță și nu 260 de nuggets de pui.